Cred că e Chase. Nu zic că se luptă. What the fuck, se luptă astea doi titanii. Bine v-am regăsit la un episod de Garten of Banban. Zic că nu e chiar Garten of Banban normal, e Garten of Banban 3. Și de ce zic asta? Pentru cei care n-au văzut episodul trecut, aveți un link în descriere. Noi ne uităm la Sale Playtime, un youtuber mult mai hyped și mult mai mare, care face gen remake într-un engine sau într-o chestie. Nu știu exact ce face, dar o face foarte bine. O prezicere, să zicem așa, la Garten of Banban 3. Știu că sunt foarte multe canale care fac chestia asta, dar nimănui nu iese ca lui Sale. Așa că duceți-vă să-i lăsați un like, chiar dacă are foarte, foarte, foarte multe like-uri. Și bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade. Și la 200 de like-uri mai facem o parte din Garten of Banban 3. Poate că data viitoare vedem mai multe episoade de la Sale. Și hai să-i dăm drumul direct. Avem meeting with Lazcat. Lazcat este cică un caracter pe care l-a presupus el că o să apară sau l-a creat el, nu știu exact. Și hai să vedem. Oricum, băiatul ăsta e foarte recunoscut în primul rând pentru că face videoclipurile, jocurile astea ce face el și creează el extraordinar de fucking bune. Nu există chestii nasoale gen... nu știu, imagini doar sau așa, sunt efectiv modele 3D lucrate, animate, puse, efectiv genial ce face omul ăsta. Și uită-l și pe Slowzelin. Sau uite-o? Ce credeți că e Slowzelin? Credeți că e fată sau băiat? Data trecută s-au strâns 300 și ceva de like-uri și e incredibil, bro. Vedem cât strângem și la acesta. Nu mă aștept la foarte multe la fel pentru că e luni. Sper că ați avut o zi bună la școală, eu am avut o zi destul de decentă, doar că din nou e o săptămână destul de încărcată. Și hai să vedem ce se întâmplă. Sper că și la voi se vede destul de bine. Nu știu exact cât de bine o să se vadă când îl pun și pe YouTube, dar aici pare să se vadă bine. Deci după ce coborâm avem ceva de apăsat aparent. Ok. O lanternă verde. De ce avem o lanternă verde? De ce nu e albă? Să facă referință la Givanium? Ăștia par a fi pașii lui Opila. E o zonă super ciudată. Uite că are niște coduri. Pe perete, 8-8-8. Interesant. Din nou pași. E Lazcat, cred. Cred că e caracterul acela. What the fuck? What the fuck? Ok, să vedem și următoarea parte. Deci aici practic se continuă, numai că nu sunt foarte lungi videoclipurile. Mă cam enervează. Da, na, nu ne plângem. Ce scrie acolo? Miau, miau, you are worthy... of life? Wow, ce mini, ești prost. Zici că e neb-neb numai cu varianta fată. Pare a fi o bucătărie. Cred că am văzut-o și în videoclipul trecut. Lua. Uitați-o, băi, are fața despicată în două. What the fuck? Vrea să-i ghicim numele? Mie mi se pare foarte tare ce face băiatul ăsta, chiar dacă probabil nu o să aibă nicio legătură cu adevăratul capitol 3, mi se pare genial. Merită like-urile noastre. What the fuck? Cred că e Chase. What the fuck? A fost un jumpscare, ok? Minigame with Lazcat. Nu e același lucru? Gen, e o continuare. El tot face continuări. Din Garten of Banban 3, din aceeași scenă pornește. Jumpscare-ul e puțin mai slăbuț, dar nu-l condamnăm pentru așa ceva. În rest, gameplay-ul e genial. Vrea să-i ghicim numele bine.
Ok. Las cat. Lasă în pace, cred. I-a dat un keycard. What? Ok. Pare și prietenoasă într-un fel. Un keycard alb, come on, puteți gândești o culoare de unde. Ia să vedem și acest videoclip. Văd că sunt foarte multe, dude. Foarte, foarte multe. Sper că avem la ce să ne mai uităm. Reclama la EMAG, logic, gen. Avem la ce să ne mai uităm. Ăsta o să fie ultimul, probabil, pentru că nu vreau să fac niciun episod foarte, foarte lung astăzi. S-a abonat cineva, te pup. Ah, by the way, facem 10.000 azi, cred. Dar o să aveți un episod special pentru 10.000 de abonați intitulat Povestea mea, în care o să vă zic absolut tot ce a ținut de canalul lui Alex Uțu din 2014 până acum. Abia aștept să-l vedeți. Trebuie să mă apuc și eu de el. Vedem când iese. Ori iese, cred că în weekend. Ok. Pune caractere, mini caractere acolo, comestibile. Multă lume zice că jocul e gen cringe și chestii și că what the fuck, de ce te-ai uitat la așa ceva? Sau, bă frate, orice muncă merită apreciată, efectiv orice muncă, cât de mică sau cât de mare e ea. Și dacă jocul, indiferent că se zice că e o copie sau chestii, se chinuie să crească, mi se pare genial, frate. Și de ce nu? Wow, curge cu abonați, cred că au văzut că facem 10.000, mai avem puțin. Sper să nu facem 10.000 până postez asta, că ar fi puțin dubios. Ok. Ok. What the fuck? What are we gonna do with it? That's it now? We better leave it for dinner. No. His mother. Nu zic că se luptă. What the fuck? Se luptă astea doi titanii. E mișto și voice acting-ul. Doar că se vede că e făcut gen fan-made. Față de gameplay care nu, chiar nu se vede că e făcut fan-made. Ok. To be continued. Da, bă, băieți, cam asta a fost aventura de astăzi. Am văzut destul de multe chestii interesante. L-am văzut pe Last Cat și ceva cu... ceva cu o luptă dintre Captain Fiddles și Jumbo Josh, care cred că erau prieteni. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți în continuare episoade cu Garden of Ban Ban 3, mă rog, chestii de astea făcute de oameni, la 200 de like-uri mai facem un episod. Sper să-l vedeți și pe acesta și să vă bucurați de el. Dar până să facem următorul episod, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!